Ciao, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane. Uite cu ce delicatesă vă aștept astăzi. Tiramisu cu fistic și zmeura. Un desert de vară fantastic, foarte bine echilibrat, gustos și rafinat. No, haideți să trecem la treabă, să vedem cum l-am făcut. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru minunăția de tiramisu cu fistic și zmeura. Asta e creația mea. Bineînțeles că există combinația, dar rețeta în sine, proporțiile, sunt după mintea mea făcută, că sunt cofetar patiser. Încep cu pasta concentrată de fistic, 300 de grame. Uite aici cum e. Vă las link în descriere. Are 3 ingrediente. Fistic, lapte condensat și ciocolată albă. Este groasă, aromată, colorată natural. Asta e culoarea fisticului. 300 de grame. 250 de grame de mascarpone, natural. Vedeți că este și copie de mascarpone. 200 de mililitri de smântână dulce pentru frișcă, cu 32%, 35% grăsime. Uite, vezi? Așa arată când o scoți din cutie. Trebuie să strângeți, să storceți foarte bine cutiile ca să iasă și chestiile astea groase. Pe urmă, pișcoturi. Cam două pachete așa, un pachet are cam 100 de grame. Vedem, eu nu o să fac într-o formă foarte mare, dacă trebuie mai am să suplimentez. 2-3 pachete din ăsta de pișcoturi, pe care m-am gândit eu să le înmoi în lichior de fistic. Asta e un desert pentru adulți. Am dacă vreți să faceți pentru copii, având în vedere că folosim și zmeură, puteți înlocui lichiorul, ăsta îl găsiți în Lidl. El este în permanență, lichior de fistic foarte bun. Îl puteți înlocui cu sirop de zmeură, diluat cu apă, bineînțeles. Un pic de sirop de zmeură cu un pic de apă și pișcoturile se vor colora roz atunci de la siropul de zmeură. Aici o să fie vernil. Și că am vorbit de zmeură, cam 200 de grame. Amele congelate, unele și sparte, nu mă deranjează că o să le și sparg eu mai bine ca să fie așa pe straturi. Mai am în congelator câteva boabe mai frumoase pentru decor. De-aia nu le-am scos să nu mi se înmoaie. Și ce ar mai fi de spus, dacă nu ne place culoarea finală a cremei, nu e un verde suficient de apetisant, s-ar putea să pun colorant alimentar natural ăsta, de la Eat a Rainbow. Verdele ăsta l-am folosit la prăjitura București, care e cu cremă verde, și la Carpați, la aia triunghiulară, care are o dungă verde la mijloc. Deci e natural și sub formă de pudră. Vedem. Vedeți că totul merge atât de repede. Cât ai zice tiramisu? Care ce înseamnă? Trage-mă sus. Deci nu e tiramisu, tiramisu. Trage-mă sus. Castronul robotului de bucătărie. Hai să punem în el mascarpone. Pasta asta de fistic e foarte dulce. Eu nu i-aș mai pune extra zahăr, dar o să gust. Când va fi gata crema, o gustăm. Dacă trebuie, punem un pic de zahăr pudră sau un pic de lapte condensat îndulcit. Dacă aveți desfăcută conservă, vă puneți să deschideți una de 400 de grame pentru atâta. Smântână pentru frișcă. Asta e un tiramisu fără ouă, după cum vedeți. Dacă italienii îl numesc așa, o să-i zic și eu la fel. Eu știu că tiramisu autentic e ăla cu ouă crude, în primul rând, separate gălbenușurile de albușuri, cu cafea, nici ala nu un desert pentru copii. Avem rețeta originală încă de anul trecut, în format video, vă las link. Da, știu ce-i tiramisu. Asta să zicem că e un desert cu pișcoturi, fistic și zmeură în stil tiramisu. Asta fiind spuse, să îi dăm niște ture viteză mică, să nu ne stropim tot. E nevoie de protecție și viteză mică până se omogenizează tot. Viteză medie, să nu ne foarte stropească și cu ochii acolo, că se poate tăia foarte ușor, să nu uităm că e frișcă și mascarpone. Mai eu dau și un pic mai mare viteză ca să n-am foarte mari bucățele din crema aia, ca să zic, crema de fistic e densă, dacă e foarte densă, scoasă din frigider, trebuie înmuiată un pic la microunde și lăsată un pic la răcorit, să fie la temperatura camerei.
acum cu grijă să nu o tăiem. Bine, oprim, ne mai uităm. Aici la fund mai e încă. Nu, ce faină, și are bucățele așa ca de fistic, dar e de fapt din crema. Îi mai dau câteva ture, dar să nu se taie. Un pic, totuși, trebuie să fie mai densă de atât, să nu curgă. Nu mai trebuie capac, că nu mai stupește. Ne mai uităm. Uite ce fain e. Aș mai da un pic, dar să nu ne norocesc. Încă 10 secunde. Gata. Să vă arăt imediat. Cam așa e. Aveți grijă că se taie dacă o bateți prea mult de sub gust. Ai de mine ce bună, nu mai trebuie zahăr, nimic. Uite ce frumoasă e. Aerată, moale, faină. Dacă vreți să puneți colorant, puneți. Eu nu-i pun. Și chestia că amestecat un plus riscă să taie crema. Așa că mă abțin. Na, eu am așa o formă, cred că are volum cam de aproape, nu are 2 litri, un pic mai mică. Și acum să începem. Bișcoturi, licăr. În niciun caz nu înmuiem bișcoturile în lapte, pentru că ăla e perisabil, ăla se strică. Dacă mâncăm în aceeași zi desertul, nu-i problema, nu punem în lapte crud. Mai că pornim cu zahărul în sus. Să le punem să fie frumos, uite așa. Și aici o să pun completări. Scurt. Eu mai am un tiramisu tot creat de mine, excelent, tot pentru adulți, cu șampanie și căpșuni. Ăla e fenomenal. Și ăla merită încercat. Să vă las rețeta. Și aici pe la capete punem să încapă. Și dacă trebuie, tăiem. Și acolo pentru margine fac așa un triunghi. Așa. Cam 8 pișcoturi mi-au intrat pe un rând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa. Că mai am aici 4 și 12 pentru un pachet. Deci am 24 de pișcoturi, 8 pe un rând. 3 rânduri de pișcoturi, 3 de crema. Împart așa, ochiometric, crema în 3. Ca să am și deasupra, bineînțeles. Fantastic de bună crema asta. Mă, deasupra nu lasă așa mult. Și acum vin și cu zmeura, care să fie accentele, acrișoară și parfumate, care completează perfect fisticul. Știți că smeura cu fisticul sunt prieteni foarte, foarte buni. Punem și la margini, se vede și de afară. Știe lumea când venim cu platou, mă rog, când venim cu castronul pe masă, că e un tiramisu cu fistic și cu smeura. Dacă e un pic ruptă, n-are nimic. Pe asta numai în două o împart, că deasupra am alte bobe de decor. Deci asta trebuie să fie pentru două straturi. Cum ar fi. Și de aici o mai și rup, ca să nu fie așa bobe mari, să mai bine să fie fragmente de zmeură în toate porțiile. Așa. Stratul 2. Tot așa 8 pișcoturi. 1. Doi,
3, 4. Mă să mai lărgește forma spre sus. Ar putea să mai fie nevoie, dar avem pișcături. Dacă trebuie, mai completăm cu lichior. Așa. Și tot de vreo aici o să mai fie nevoie de unul pe care să-l croiesc. Mă punem stratul 2 și mai păstrez niște cremă pentru decorul de sus. Că se duce în jos, care unde să meargă. Sunt puține deserturi la care putem și scutura dacă vrem forma. Așa. M-am zis că o pun pe toată, dar tot așa îi pun și la margini. Mai completăm cu lichior, mai nu foarte mult, și dacă trebuie mai desfacem un pachet de pișcoturi. Desfac pachet nou, sau al treilea cum ar fi, și completez unde e cazul. Așa. Acolo câteva mai mici tăiate. Acum, mililitrii ăștia nu o să-i arunc. Acum, ori bem, ori punem aici mililitri de lichior de fistic. Dacă e cazul, așa mai apăsăm, că e mult aer. Eu văd aici pe lateral. Apăsăm să se ducă în jos. Bun, și punem ultimul strat de cremă. Încheiam, uite, așa frumos, cu două sulinguri, niște vălurele. Excelent arată. Așa fac godeuri, adică lungituri. Asta o ling. Doamne, cât de bună! Are gust de fistic. Superbă! Câteva bobe de smeură, am ales congelate, dar le-am ales pe cele mai frumoase. Le-a sparte să nu intru, cum s-ar zice. Uite așa. Și închei totul cu o ploaie de fistic tocat. Nu, ce spuneți? Ce frumusețe am știut face. Uite de aici. Tiramisu cu fistic și căpșuni, cremă fără ouă, mascarpone, frișcă naturală, pastă de fistic făcută în casă, colorat natural, aromat, aromatizat natural de propriile arome din fistic, pișcoturile însiropate cu lichior de fistic și boabe de zmeură între straturi și deasupra. Acum asta va merge la frigider, trebuie să stea un pic. Să-l acopăr cu un capac mare. Îl pun într-o tavă care are ea capacul ei propriu și peste câteva ore, când vin musafiri, să-i servesc cu tiramisu de fistic. Dragilor, dacă v-a plăcut rețeta, apreciați-o, dați-mi un like, un share, abonați-vă la canal, pentru că Savuri Urbane vă oferă tot timpul cele mai faine rețete. Și să ne vedem cu drag data viitoare. Vă pup! Ciao!